Salutare iepurașilor și bine v-am regăsit cu o rețetă de a farmacistului nebun Vali Mureșanu de la arcurimagazin.ro. Îl găsiți acolo. E vorba de o crosă ILF, White Feather Lark, cu niște brațe de bambus cu carbon, cu fibră de carbon, Kinetic Finity. Și de ce zic că e o rețetă? Pentru că nu-l poți găsi de-a întregul, de sine stătător ca și arc. Cumperi separat crosa și separat brațele. Întotdeauna am căutat să adaptez cumva ILF-ul ăla, pentru că întotdeauna mă seca faptul că era aluminiu, metalul ăla și nu îmi plăcea nici senzația din mână, nici cum zdrângăne, nici cum... Dar în același timp mă încânta foarte tare faptul că pot adapta orice crosă la orice tip de brațe. Și atunci, în colaborare cu farmacistul nebun, salut Vali, am venit cu această rețetă, o crosă de 19 inci lungime, tăiată la centru, poate chiar puțin peste centru, care îmbină foarte bine avantajele ILF-ului cu tradiționalul. Din arțar, finisajele astea foarte frumoase, deci premium făcute, nu există nicio milimetru neglijat, sigla asta frumos aici, arțarul ăsta cred că e micarta sau ceva sintetic și foarte de efect dungă, asta uite că se văd nodurile din lemn, ești nebun la cap. Deci foarte frumos făcută, foarte ergonomic stă în mână, are acest pistol grip cu un mic raft aici ca să-ți permită să o ții foarte comod în mână. Din față arată cam așa. Deci e foarte mișto sculptată, cu accentele astea de fibră de carbon pe față care se potrivesc cu brațele. Și a ieșit ceva cu adevărat surprinzător, pentru că am adaptat-o nevoilor mele personale. Am ales brațe scurte pe o crosă de 19 inci pentru a ajunge la o lungime de la vârf la vârf de 60 de inci în total. De ce brațe scurte? Pentru că nu știu cum să o pun. E ca la mașină, când ai un motor destul de potent, dar deși turometru intră pe roșu la 7000, tu schimbi vitezele undeva la 3500-4000 de ture, știi? Adică nu profiți de toată plaja de turație și de tot ce poate să-ți ofere acel motor. Așa e și la brațele astea. Dacă ești mai scund și ți le iei lungi, nu o să le poți folosi niciodată în domeniul ăla lor optim, pentru care ingineria s-au străduit și le-au calculat să tragă și să obțină eficiență maximă. Alte avantaje ale brațelor scurte sunt acelea legate de vibrații, minimizează vibrațiile, automat fiind, știți că momentul sau cuplul este forță ori brațul forței, cu cât e mai scurt, cu atât inerția lui e mai mică și atunci îți permite să tragi foarte frumos cu el. Am așteptat, îl am de ceva timp, am așteptat să dispară entuziasmul ăla, pentru că la momentul la care am pus mâna pe el, eram copilaș de la nebun în dimineața de Crăciun, știi? Și am așteptat câteva săptămâni să dispară entuziasmul ăla, că mă gândeam că sunt eu plecat, dar nu, e de fiecare dată mă uimește. Și trage laser. Deci este mult mai cuminte ca vibrații și ca sunete decât metalul ăla rock FM, așa, heavy metal. Și feeling-ul e altul, e ceva magic la mijloc. Știi? E ceva care îmbină foarte frumos cele două lumi. Foarte agresiv ca ciclu de aceste brațe, ca ciclu de încărcare foarte agresive. Din primul inch le simți că lucrează acolo unde trebuie, exact ce spuneam cu turația motorului. Din primul inch le simți și pe măsură ce te duci la ancoră e o senzație frumoasă. E ceva aparte față de arcurile de serie, unde ești obligat să intri în specificațiile fabricantului și n-ai alte opțiuni. Bambus cu carbon, foarte ușor al culețul, deci cred că are 800 de grame crosa și 130 de grame fiecare lamă în parte, fiecare braț în parte. Deci asta îl duce la undeva puțin peste 1 kg, dar e fantastic. Și la 60 de inci
compact prin pădure. Foarte, foarte mișto. Deci mi-a plăcut cross asta de când am văzut-o și o urmăresc de ceva vreme. Mi-a plăcut foarte mult cum arată, dar am avut unele rețineri. Dar acum nu îmi pare rău deloc. Deci te duce fenomen, fenomen le trimite. Aveți grijă când vă luați LF-uri, verificați să fie toate șuruburile strânse. Am pățit-o cu cross asta. Nu știam de ce zdrângă, avea ceva ăla, știam eu că e ceva acolo. Simțeam că e ceva acolo și nu reușeam să-l cumințesc. I-am pus amortizoare, i-am setat brace height-ul. Erau două șuruburi puțin slăbite și asta îl făcea să sune cu totul altfel. Și atunci aveți mare grijă când vă luați, nu modificați setările, alinierea și așa mai departe, dacă nu e nevoie, dar verificați șuruburile să fie strânse toate și veți obține ceva fantastic. Sunt fascinat numai, e dragoste la prima vedere. Vezi, nu e toango ăla, e lemn, e viu. Frumos tare. Deci te lovește în moalele capului de la primul inch și pe măsură ce îl turezi ajunge aici undeva la optim și când i-ai dat drumul se întâmplă chestii. Mi-au spus persoane, am tras în pădure și au stat paralel cu săgeata, nu vă gândiți că i-am pus în pericol, dar au stat relativ aproape de locul unde trăgeam și mi-au spus că se aude extraordinar și săgeata prin aer și tot ce trebuie. Deci da, Lark a făcut o treabă bună cu chestia asta. Carbonul cu bambus niciodată nu va da greș ca viteză. Așa cum e el acum, nu este destinat însă începătorilor, pentru că te cam taxează la greșeli. Fiind un arc, nu știu cum să zic, custom, având o lungime a brațelor mai mică, e mai taxant la greșeli. Dacă nu știi ce faci acolo, te cam taxează. Dar la cross asta și la cât e de fenomen și la cât e de frumoasă, poți pune absolut orice lame vrei tu, fiind LF. Foarte ușor de adaptat. Dar e bășicant. Nu e sponsorizare, l-am luat pe banii mei, pe persoană fizică, dar Vali chiar face farmacie cu așa ceva și vă sfătuiesc să vă duceți acolo la el pe site, că e minune mare. Hai, sănătate!